50 de maramureșeni au fost tratați ca niște sclavi pe o plantație de căpșuni din Germania. După ce li s-a promis un salariu de 1000 de euro pe lună, aceștia s-au întors sâmbătă seara în țară fără niciun leu în buzunar. Mai mult, fiecare dintre ei avea și datorii de peste 300 de euro. Patronul firmei de recrutare care a dus la muncă în străinătate este de negăsit. Înainte de Rusalii, un grup de 50 de persoane din Maramureșul istoric a luat calea străinătății. Dornici să facă bani și să ofere familiei rămase acasă un trai mai bun, aceștia au ales să plece pe o plantație de căpșuni din Germania. Numai că odată ajunși acolo, au avut parte de altceva. Eu ținut în căldină în bătaie de joc acolo, fără apă, fără mâncare, fără nimica. O să plătim drumul. Cât ați stat? O săptămână. O săptămână, dar au fost iadul acolo. Când am ajuns acolo, au zis să ia la spine, ați venit în iad. Mai erau acolo români care mergeau? Da, care plecau înapoi acasă. Plecau și ne-au spus care treaba acolo, dar noi n-am crezut. Când am văzut noi copilul. Nici condițiile în care au fost cazați nu au fost tocmai unele umane. Maramureșenii susțin că pe lângă faptul că patronul din Germania îi trata ca pe niște slugi, le dădea de mâncare supe diluate cu apă. În primul rând, deci, cazarea au fost deci, la 40 de persoane o baie. Deci pe puțin 40 de persoane. Femeile bătute erau? Da. Deci patronii nemți se luate de pădeau și mâncați. Da. Am văzut acolo că nu sunt căpșuni și o revoltat lumea, o luat cheile de la autobuze și nu ne-au lăsat să merg, nu ne-au dus acasă. Am mers 800 de persoane pe jos. 16 ore pe zi, 16 ore de la 3 ne trezeam până la 9. Am mers 800 de persoane. În România, maramureșenilor li s-a promis un salariu minim de 1000 de euro pe lună. Erau plătiți în funcție de numărul de lădițe umplute, iar pentru una primeau între 2 și 4 euro. Numai că la final de săptămână, patronul din Germania îi plătea după bunul lui plac. Nu s-a promis 2,80 euro la lădiță, până la 4 euro și mi-a dat 2,80 euro. Cum a fost acolo? Am zis că au fost oameni bătuți. Bătuți și stresați, să ne aducă lădiță pe jos. Că doi oameni au bătut, patronul acela mare, e acolo, i-a bătut. Ce știu ce-o făcut? Păi, ce-o vrut, urmă, că... E trudă așa ca pe animale. Dacă nu mă zic că sunt americani. Imediat ce au ajuns în țară, maramureșeni au fost lăsați în autogara din Baia Mare, fără niciun leu în buzunar. Aceștia trebuiau să se descurce cum pot pentru a ajunge peste deal. În încercarea de a recupera banii, ei l-au sunat pe fratele patronului care i-a dus în Germania. Venit la fața locului, acesta era să fie linșat de maramureșeni. Scoate de aici, ai auzit? Îți bag și dă-mi peste fleașcă! Să vină frate, tu știi de bani, dacă nu tot îți bag aici, ai înțeles? Să vină prostul ăla de frate, tu, da? Nu să dau bagajele! Pus în fața faptului împlinit, fratele patronului de la firmele de recrutare a negat afirmațiile maramureșenilor. El a lucrat, de ce o plecat și el înapoi acolo? Scrie acolo exact ce mi s-a promis. Dacă cumva e încălcat contractul din partea nemților, pot să meargă să-l atace în instanță. Dar cine a fost de vină până la urmă? Neamțul zice că ei nu respectau contractul. Simplu. Pentru că după o zi de lucru, fiecare și-o dat demisia. Pentru că oamenii au devenit recalcitranți, în zona și-a făcut apariția și o patrulă a poliției rutiere. Oamenii legii au calmat pe maramureșenii țepuiți în Germania, după care le-au cerut să demareze formalitățile legale pentru ca presupusa înșelăciune economică să poată fi cercetată. Dumneavoastră să așteptați la IPJ Maramureș pe strada 22 decembrie de un coleg de noastră de la poliția economică. O să vă rugăm să mergeți acolo, să vi se aplânge și să... Vrem să ne băgăm toate în autocar și să închide și să vină cu noi, că nu putem să cărăm bagajele după noi, da? Deschizi și să ne băgăm bagajele și să mergem. Numai dacă e de acord. Dacă nu, o să vă rugăm să rămână cineva de la dumneavoastră, din partea noastră, unul aici la bagaj, de 2-3 persoane. Care rămâne? Rămâne unul aici. Să rămână din partea dumneavoastră careva, 2-3 să rămână aici și...